Bună ziua! Glafurile interioare, sau cum se mai spun, pervazurile interioare, pot fi realizate din mai multe materiale. PVC, lemn, metal sau vreun material compozit. Dar poate fi și din piatră, cum e marmura sau granitul. La casa pasivă, dacă tot am folosit glafuri exterioare din granit, la fațadă, am hotărât să mergem pe același material și la interior. În acest video o să vă arăt atât informații despre cum se montează corect un glaf din piatră, în cazul nostru granit, dar vor fi și câteva informații prețioase care se aplică de altfel tuturor tipurilor de glafuri. Pentru început, peste BCA trebuia să venim cu o suprafață dreaptă, fapt pentru care, folosindu-ne de profile din aluminiu ca ghidaj și un profil de gips carton pus așa la exterior, am încărcat toată zona cu tencuială de ciment. Voi puteți folosi mortar sau un alt amestec, de exemplu asemănător unei șape semi-uscate. După mai multe zile de uscare și întărire, profilele acestea de ghidaj numai decât se elimină. Lăsând așa un spațiu care nu mai trebuie umplut cu nimic, acolo va intra adezivul viitor. Băieții pe șantier au avut și o mașinărie de tăiat gresia, marmura, granitul. Nu sunt sigur dacă au avut ceva de ajustat, deoarece granitul la glafuri a venit gata tăiat. Însă e bine să ai așa o mașinărie pe șantier. În zona unde urmează să fie montat glaful din granit, acesta se pune acolo pentru măsurările exacte. După cum vedem, el a fost tăiat și calculat să fie, în cazul acesta, că în alte cazuri pot fi alte cerințe, la același nivel cu peretele, poate vreo 2 mm în acesta. După măsură, atent și încetișor, piatra de granit, care este apropo foarte grea, se ia de acolo. Nici într-un caz nu se pune în picioare sau pe jos, ci ideal pe două căldări sau alte chestii improvizate și sigure. Mai departe, o cerință a mea și care reiese și din cerințele de casă pasivă ce ține de etanșietate, este să etanșăm bine zona de jos a ferestrei, inclusiv la contactul cu glaful. Chiar dacă avem membrană butilică încleiată, am făcut testul de etanșietate și știm că totuși mici scăpări mai există. Membrana pentru comoditate se mai taie și a trebuit să etanșăm din nou. Ca să nu murdărim fereastra, folosim banda adezivă de hârtie. Toată zona se aspiră numai decât, se curăță de praf și murdărie cu un aspirator pentru construcții și nu doar unde e fereastra, ci unde opște tot glaful. Deoarece cred că deja știți că cu cât sunt mai multe impurități praf, cu atât mai mult adezivul va avea o prindere mai slabă. Suprafața tencuită sau mortar, tipic de ce ați spus, numai decât trebuie amorsată. Noi am folosit un grunt GLX-292 de la Tracon. E o amorsă acrilică pe bază de apă. Și această amorsă, atent și bine, se dă pe toată suprafața glafului inferior al acestei ferestre. Când se usucă amorsa, pregătim intanșantul nostru, care acum am folosit deja un mastic elastomeric pentru lipire și etanșare de la izomat, procurat de la magazinul Aldolf Technic din Moldova. Acesta tăiat, la un capăt, se pune în pistoletul pentru ermetic, unul simplu, și se aplică în toate locurile unde avem colțuri, unde, după cum vedem, fie membrana luminizată butilică a fost tăiată, fie e vreo îmbinare între glaf și profilul de jos al ferestrei. Ermetic care se pune încetișor, atent și suficient încât să fie destul ca să intre în toate spațiile și atunci când se va veni cu glaful, să închide orice neetanșietate. Adezivul cu care am montat glafurile este un adeziv ultraflexibil cu fibre de armare VKW129, de asemenea de la Tracon. Acesta se pregătește în galeată, se mai adaugă vreun aditiv, fiecare mă rog cu secretul său, și se începe prin a fi pus cu gletiera, cu șpaclu, depinde, pe suprafața orizontală a glafului interior. Vă las un pic să vedeți cum are loc procesul dat.
Acum glaful încetșor se întoarce și numai decât se curăță de praf și impurități. Și pe acesta, la fel, se pune același adeziv, după cum vedem în imagini. Deoarece este greu, trebuie două persoane să-l ridice. Nu înainte să controleze dacă nu cade din prindere. Și încetșor acesta este așezat în locul necesar, se așează cu mișcări care, acum o să le vedeți, se apasă în locurile necesare și tot așa. Și numai decât, glaful interior se așează cu o pantă spre interior, aproximativ 1-2 mm. Atenție, spre interior. Urmează mai multe verificări cu nivela cu bulă, în mai multe locuri, în mai multe poziții, totul ca glaful să stea perfect drept și orizontal. Dacă e cazul, cum acum o să vedem, se apasă, se mai presează cu mâna ca să fie așezat cum trebuie. Numai decât se controlează și cu o altă nivelă, mai lungă, pentru a fi sigur de rezultat. Dacă este cazul, mă rog, câteodată se întâmplă că trebuie de ridicat, nicio problemă, cu aceste chestii de prindere, glaful poate fi 1-2 mm cât e necesar să fie ridicat pentru a ne asigura de planetatea și panta de care vă ziceam. După ce e pus în poziție, la colțuri și în partea de jos, totul se astupă cu același amestec. Se folosește un șpaclu mic, o chestie foarte simplă care mai bine să fie realizată acum decât pe urmă. Și cam atât. Când totul e gata, aceste chestii de prindere se scot, se iau nivelele și se lavi. Avem în final toată zona de jos finisată, glaful poziționat, părțile laterale deja se vor finaliza când se vor face glafurile laterale, despre care, apropo, am vorbit în video trecut. Zona de îmbinare cu fereastra este bine fixată. E tanșă, datorită ermeticului pus acolo. Însă pe viitor nu exclud să mai fie pus și alt ermetic, transparent, nu știu, voi vedea, la îmbinare între glaful din granit și fereastră. Glaful, apropo, are o grosime de 2 cm. E o grosime uzuală pentru astfel de lucrări. Tu, apropo, de care glafuri ai la casa ta? Și ce părere ai despre aceste glafuri interioare din granit? Eu îți mulțumesc pentru vizionare și dacă ești curios ce alte lucrări mai facem noi la Casa Pasivă, deoarece noi filmăm de la A la Z, practic de la proiectare, de la săpătură și până în final, nu-ți rămâne decât să te abonezi, un like, un share, o distribuire și, dacă este cazul, și un comentariu. Ne revedem în alte videouri. Pe curând!